Ai terminat? Poți să mă uit? Organ, mai vin. Omelette du fromage. Poate arată groaznic, dar Duțu poate să vă spună cum miroase. Îngrozitor. Miroase absolut genial. E sâmbătă și e ora 9. Păi, stai să vezi ceva dubios la ouăle astea. Deci, le vezi? Sunt gemene, coaie. Doi gâlbenești. Vezi? Tu foc ia eu? Și nu e primul, e al treilea. Ia să vedem dacă ăsta e la fel. What the fuck ia eu? Extra gălbenoși. Tu ai spart două. Da. Și îți patru gălbenoși. Gălbenoșuri? What the fuck ia eu? Da, eu n-am mai văzut așa ceva. Wow! Amazing! Duțule, vină cu mine. Avem ceva de explorat. O să explorăm o casă bântuită. Ce-am găsit aici? O fi o fantomă? Ce? Hai să vedem cât de tare mai e fantoma asta în gură după ce o să-i fac asta. Nu cred că sunt singurul care comandă biluțe de astea doar pentru amuzamentul de a le sparge. Oh, da. Bine, fraților, nu suntem chiar atât de copii încât să ne comandăm doar biluțe de-astea pocnitoare pe care le... Ia să vedem ce a ajuns aici. Aoleu, casa Andrei Gogan? Ce avem aici? O fi Andra Gogan acasă? Andra. Hai să vedem ce se află în această cutie minunată. Ce? Un bebeluș? Asta ce înseamnă? E cam poveștile alea de ne-a lăsat cineva la ușă un copil și acum trebuie să avem grijă de el. Wow! N-am văzut în viața mea un bebeluș. Ce nume ar trebui să-i dăm? Are față de Maya. Maya. Puteți să lăsați voi în secțiunea de comentarii ce nume să-i dăm acestui bebeluș. Din câte se vede este o fetiță. Cred că o să o păstrăm aici momentan, pentru că mâine eu cu Duțu o să o adoptăm și o să fim tătiși pentru 24 de ore. Deci dacă vreți să vedeți acest vlog, nu uitați să veniți mâine înapoi pe canal și să vă uitați cum o să avem noi grijă de acest bebeluș. Eu cred că ea este fetița Bob. În regulă, Bob, hai să te punem și pe tine undeva în siguranță până mâine. Haideți, veniți după mine. O să avem grijă de tine mâine. Deja știți, fraților, în fiecare zi la ora 10 dimineața, nu uitați să fiți prezenți aici de fiecare dată. Apăsați și voi acolo pe butonul de like, pe subscribe și activați clopoțelul și eu o să fiu cel mai fericit. Bă, copilule, unde te duci, mă? O să-mi fac masaj. Mă, am venit în sfârșit ziua asta, de când aștept. Se duce să-și facă masaj. De când aștept. Și eu ce primez? Eu nu primez nimic. Băi, nici eu nu știam că mă duc la masaj. Omul se masează. Băi, nici eu nu știam. Ai văzut ce s-a întâmplat? Doar am primit un apel. Vii la masaj? Doar normal. Am venit și noi acum la curte cu Colorica, l-am adus și pe el aici, trebuie să hrănim și noi puțin câine. Am intrat în grădina zoologică, nu cred că le vedeți pe cameră, dar nu am insecte pe aici. Trebuie să dăm de mâncare la nebunii ăștia și bineînțeles să trecem abonatul zilei pe perete. Și unde e peretele? Ia acolo sus. Dacă n-ați înțeles care este treaba, în fiecare zi o să pun câte un abonat pe perete. Deci dacă doriți să apăreți pe perete, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să vă abonați la canal și să comentați cu vreau să fiu pe perete. Și bineînțeles că o să verific dacă ați făcut toate acestea, pentru că unii dintre voi nu le faceți, doar lăsați comentariul și atât. Nu se face așa ceva. Hai să alegem un abonat pe perete. Hai să alegem abonatul. V-am rugat să comentați și ați lăsat 800 și ceva de comentarii, aproape 900. Este momentul să alegem. Nu e bun. Mamă, sunt două. Sunt prins între două comentarii pe care să-l iau. Ala, bala, portuca. Na, Denisa să fie. Denisa. Îți mulțumesc foarte mult. Mai mult noroc mâine pentru ceilalți. Băi, frate.
Fraților, mi-a scăpat telefonul între scaun și nu mai pot să-l mai scot de acolo. E clar, îmi cumpăr altul. Gata, băieți, am rămas fără telefon, cam asta a fost și povestea mea. O să mă duc acolo să-mi cumpăr alt telefon, mă întreabă ce am făcut cu telefonul. O conversație între doi burtoși. Ăștia suntem noi. Hai că eu cea mai burtă, mă. Ia uitați. Uitați-vă câtă burtă am. Eu ce să mai zic. Așa, am ajuns și noi acum acasă, dar îl întreb pe fratele meu: "Bă, avem niște mâncare acasă?" "Nu, nu cred că avem." "Păi și ne luăm și noi ceva?" "Nu, nu mai comandăm că ne-am luat sushi și e scump." "Păi și ne luăm așa urma?" "Nu, că am mâncat ieri kebab." Merge. Hai să mâncăm. 12 seconds later. Acum, fraților, începe momentul pe care l-ați așteptat de la bun început. Vreau doar să vă spun așa pe scurt: nu m-am machiat în viața mea, nu m-am lăsat niciodată în halul ăsta de jos încât să mă machiez. Pentru că, na, bine, nu vreau să discriminez acum oamenii, bărbații care se machiază, asta este alegerea lor. Doar că eu sunt heterosexual, nu mă machiez, este prima dată și ultima dată când o să fac asta. Dar o am aici pe iubita mea lângă, bineînțeles, nu o să apară în filmare pentru că privacy. Și da, o să mă las machiat de iubita mea. Sper că apreciați. Deci sunt bază de machiaj. Bază de machiaj. Asta e gen fund de ten? Să pregătească, nu, sunt fund de ten. Ce fac cu viața mea? N-am nicio idee. A, da, mă machiez pe YouTube. Yay! Abia aștept să treacă vreo 2-3 ani și probabil să fiu la o masă și cineva să pună videoclipul acesta cu mine acolo în fața tuturor în care eu mă machiez. Yay! Abia aștept. Oare ce o să zică părinții tăi dacă mă văd așa machiat pe YouTube? O să fie și scump. Da, că sunt scump. Clar, o să mă placă și mai tare. Mă mâncă fața. Au, deja ești top. Oricum eram deja top, dar acum sunt... extraordinar. Ce fac eu cu sprânceana asta tăiată? O faci. Să o las așa? Evident. Tu îmi pieptă-ne acum sprâncene sau cum? Săpun. Sprâncene. What the fuck? Mamă, cum arăți? Zici că am 2 ani. Ți-am what? Nu mai nimic. Zici... what? Mamă, băi, ce asta? Aveam și una de asta când eram în clasa 4-a și mă duceam la desen. Nu, eu zic asta. Și punem un colț de frumos. Am ochiul albastru? Cum îți spun? Doamne, fetelor, nu pot să-mi explic cum faceți asta zilnic. E absolut groaznic. Pui chestii pe față, mai și durează o oră întreagă până le pui și după 5 ore trebuie să te demachezi. Ha. Nu știu dacă se dau. Sunt un bad bitch? Sunt? Încă nu? Ok, mai așteptăm. Ai, nu, nu sta așa, bebe, închide ochii. Închid. Mi-ai pus albastru? Nu, acum am zis, bebe, albastru. Doamne, ce durează atât de mult! Stăm deja de 15 minute și n-am făcut nimic. Ai terminat? Poți să mă uit? Nu am terminat. Ai de capul meu, nu pot să cred. Oh, Doamne, îmi ierăs viața. Ai de capul meu. Bă, dacă vă uitați doar la ochi și vă imaginați aici un păr lung, chiar m-aș... gen, m-aș... rău, mamă, ce bun sunt. Ferească, uite la mine. Mamă, voi vă scoateți ochii în timp ce faceți machiaje. Ce e asta? Asta e mutilare direct. Nu vă înfrumusețați, vă mutilați. Nu mai clipi. Da, vine să clipesc. Nu s-a întâmplat nimic. Diferență, bă, da. Spune-mi o bază pentru mine. Ok, deci îmi fac genele albe. N-am înțeles de ce trebuie asta, dar ok. Mă mănâncă nasul! Fără mișto, mă mănâncă nasul! Pară ca o doamnă respectabilă. Eu nu mă mai filmez, gata, mi-e prea... Nu știu de ce am fost de acord să fac asta. Mamă, e atât de greu să deschid ochii. Ce naiba mi-ai pus greutăți pe gene? Bă, fără mișto, gen. Nu știu cum se face asta, cu toate că-s băiat. Bă, da, arăt bine, rău de tot. Eu chiar sunt atât de bombă încât arăt bine. Na, și așa pe stradă, în vecii vecilor, amin, că mi-au bătaie și se aruncă cu pietre mine de la distanță. Ce facem acum? Chestii de neagră, ca și cum? Da. Pe gene? Aaaa. Fraților, am închis ochii cu 2 minute și abia pot să-i deschid. Cum mă? Mamă, 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 arăt ca o bătrână pensionară. Ce e asta? Mamă. Bă, dar sincer, dacă eram o fată, dacă mă nășteam fată de la mama natură, băi, de nu-i spărgeam pe toți. Luam cel mai top milionar din club și îl făceam, uite așa, cu vrăjeală, îl scuturam de bani. Dar din păcate sunt un băiat și dacă ești băiat și ești așa pe stradă, ce puțin în România, vă ții o bută în cap. Hai de cap. Ce urmează acum? Cred că te dau cu tuși. Cu ce? Băi, fraților, dacă nu apăsați pe butonul ăla de like, vin și vă pup.
E vorba între noi, dar acum cred că după ce mă dă cu tușer, cum se numește? Tuș? După ce o să mă dea cu tușul ăsta, chiar o să arăt ca o femeie. Deci îmi pune capac 100% când îmi face și codița aia de animal. Că încă nu m-am văzut în momentul adevărului. Aoleu! Ce-i făcut viața mea? Mă jur, cred că arăt ca toate fetele din România. Toate vă machiați și arătați așa? Ăsta e trucul de a arăta bine, să te machiezi, practic arăți la fel ca mine, gen. Eu-s băiat și m-am mai machiat în stilul vostru și arăt bine, gen. Vă place de mine, băieți? N-am prins asta pe filmare, dar mă întreabă iubita mea acum, că cu care fond de ten se dau, cu ăsta al meu sau cu ăsta al lui Mike Tyson? De parcă aș ști să răspund, nici nu vreau să fiu aici în secunda asta. Mă mănâncă fața rău de tot. Nu mai atinge. Da, mă mănâncă. Nu mai faci așa din ochi. Mă mănâncă. O să șterg videoclipul ăsta la un moment dat. Ma. De ce arată așa? Mamă, dacă îmi trăgeam acum o perucă în cap, puteam să mă duc și în club, mă primea oricine. Cred că mi-a și cumpărat cineva un șat, dacă eram. Bună, mi-e și mie un șat, te rog. Mamă, bagi ăsta în ochi. Scuze, nu eram atentă la tine. Băi, cum tu... Da, tu unde ești atentă? Tu nu mă machezi pe mine? Da, uite-te în sus, te da, rog. Da, cum bagi ăsta în ochi. Durează partea asta. Dar nu mai screme așa din față. Da, dar tu vrem un bagi. Convins că așa arăta maica mea când era de vârsta mea. E... Sunt pregătit să mă dea cu Illumination. Deci mă jur că arăt ca majoritatea fetelor din România. E un adică truc, vă învață cineva cum să vă machiați toate la fel. Adică cam toate arătați așa, mă jur. Adică dacă sunteți diferite și urâte, vă machiați și arătați așa. Ana, îmi lucește obrazul. Ce? Dar o să mă iau din el. Ah? Bagi nasul mie, strănut! Ce zici, mamă? Păi ce să-i mai trebuiască? Ești mândră de mine? Foarte, dar oricum ești frumos, dar cu mustață și cu barbă trebuia să ți le iei. Ce vrei? Să mă și epilezi pe picioare acum? Nu. Ok, momentul adevărului, să mă uit și la mine, să văd cum arăt. Machiat! Oh, Doamne, e absolut groaznic. Mami, ce zici? Cum arăt? Ești mișto. Spot, mă mai recunoști? Fugi de mine! Nu mă iubește. Apăsați și voi pe like. Clipul ăsta o să fie șters în 24 de ore.